telefonul aparat. Taci, taci, taci. Nu! Bă! Cuza. Nu trebuia să ieși! Bă, scap de unul, vine altul, bă! Ce faceați, prietenul meu de viață? Da? De ce? Lasă sabia, lasă sabia jos. Stai. Astăzi, fraților, o să renunț la împărăția mea, Artopia. Și cum adică renunț? Pur și simplu nu o să mai fiu rege și o să las pe Luca Luke. O să aflați motivele de ce fac chestia asta în acest episod și trebuie să înțelegeți că treaba asta o fac pentru binele tuturor. Pentru că, în final, cu toții, tot ceea ce ne dorim este să ne întoarcem în Artopia. Așa că, haideți să vedem tot ce s-a întâmplat astăzi. Ok. Pua, scuze. Eu ți-am zis că-s vegetarian, am mai dat burger. Doamne, ce-a scăpat, nu pot să cred. Bă, care ești, mă? Doamne, uite, s-a urcat în turn. Bă, dar e portul aici. Ce cauți aici, vere? Cine a găsit? Bută la toaletă. E portul. E portul sus. Porto, tu ești... salvează-mă, Porto, sunt aici. Porto? Da, ești. Ma... Fac pe mine, domnule. Nu-l pune lângă mine. Nu-l pune lângă mine. Nu vreau. Cine e ăsta? Porto? Sunt împăratul tău, fostul tău împărat. Nu! E da burger? Eu? Nu. Doamne ferește! Nu, Porto, nu! Mă, ce sunt? Gata, Porto, calmează-te. Nu, e ok. Stai puțin. Uai de capul meu, stai puțin. Da, acum ne-ai băgat pe amândoi, ce sunt? Zici și mie o chestie, te rog. Cum ai ajuns aici? M-a adus Boto. Cred că avea nevoie la baie. Din toate băile din regatul ăsta ești. Aici, ce să... Acum lasă-ne aici, ce să mai, că nu mai... Borto, mai vrei un burger? Mai am un burger. Ia-l prinzi? Te descurci. Nu știu că l-ai prins. Bă! Ce? Bă, scoate-mă, Porto! Scoate-mă! Auziți, chiar cu mine pe tură vreți să încercați chestia asta? Nu? Ok, bro, puteam să ies. Bă, unde-i baia? Da. Cred că doar voia la baie, sincer. M-a scăpat, mă, din închisoarea asta. Paolo! Mamă, ia uite câta fum a ieșit de acolo să mă bată hamster, bă. Bă, gata, mă, nu, eu vreau să mă odihnesc, ia, lasă-mă să dorm, da, știi ceva? Gata, nici nu vreau să mă mai la tine, gata. Dar fii atent ce mănânc, să mă arăt asta. No. Bă, ce se întâmplă? Bro, ce se întâmplă? Nu mai zic. Am găsit burgeri. Nu, Porto, stai! Oh my god. Știi ce? Cred că dacă l-arunci de pe insulă, nu se mai poate întoarce, să știi. Porto, vină puțin să-ți arăt ceva. Am mult burgeri. Doamne, ce se întâmplă aici? Vrei să te duc undeva unde sunt mulți burgeri? Nu, vreau la toaletă. Păi, vezi că ai toaletă în Artopia. Aruncă-l pur și simplu, care e aia și plutește. După aia nu mai poate să vină. Toaletă nu mai e în Artopia. Ce s-a auzit, mă? Ce s-a auzit? Am bățat Porto să zboare puțin. Am înțeles, bine, haideți că stau aici cu minte că nu... Așa, liniștit, te rog. Da. Bă, ți-a auzit ceva? Bă, what? Ce aia? Bă, trebuie să nu vorbim. Dar cred că mă aude. Uite pe ase. Ce? S-a fost ceva acolo. Mă, ce? Nu. Cuza. Nu trebuia să ieși. Bă, scap de unul, vine altul, bă. Ce faceați, prietenul meu de viață? Eu ce fac? Vă înțelegeați bine la Artopia, nu? Măi, ia... Uite un carton. Bă, ține liniște.
Eu nu mai văd nimic. Fii atent, vreau să vorbesc un pic cu tine. Ia, poate ne scoate Cuza. Cuza, da, da. În primul rând, ce cauți aici? Păi am venit în trecere, mă plimbam și... În trecere, a... Hai să vorbim. Vino aici. Te-ai deci n-am dormit. De o zi jumătate. Stai, poate-l mituiește. Am o sabie foarte pe mână, deci ai grijă ce-mi zici. Eu sunt acut de pază să nu iasă Sinner de aici. Fii atent. Deci, știi că suntem prieteni de viață. Mamă, poate-l mituiește. Da, tocmai de-aia nu ești încă mort. Sabia asta a ta pare, bă, nu prea puternică, adică mi se pare așa. Ia-i dă o sabie mai bună. Văd că e cu foc, dar ce zici de asta? Ooo, îi dă sabie mai bună. Mamă, ce tare, nu mi-o dai mie? Mă, tu stai acolo cu mine. Bă, nu. Ia, uite, mănâncă o piatră. Bă, ești nesimțit. Bine, hai că-ți dau atunci altceva. Mersi. Deci fii atent. Dă-te mai încolo, i-am dat bucă. Nu, că nu mănânc. Ție sabia asta dacă pleci acolo în castelul ăla. Și mă lași un pic aici. Ce? Tu știi ce înseamnă asta pentru mine, nu? Că primești o sabie, aia înseamnă. Primești o sabie, da. Băi, vezi că e tare sabia aia. Poți să-l bași pe Luca, gen cu ea. Dacă te... Da, poți să faci ce vrei tu cu ea, e foarte puternică. Uite, folosește... Mă, dau câștigă și vocile, vorbesc cu tine, Cuza. Ei! Mamă. Mi se părea mie, cred că la obosea, la aud a treia voce. Acceptă. Bine, mă, Cuza, uite. Fii atent. Lasă pe Sinner. Sabia și te las să vorbești cu domnul Sinner cu o singură condiție. Așa. Băi, eu nu am nimic, să zic așa, foarte grav cu el, doar că am așteptări să au niște scuze din partea lui că m-a băgat în închisoare și m-a bătut atunci. Cu Sinner îi pare rău. Tocmai, uite, și-a cerut scuze. Chiar îmi pare rău, domnul Ase, să știți. N-a fost cu intenție, doar că a furat harta, să știți. Îmi pare foarte rău. Stați un pic. Domnul Ase, mai e cineva aici? Nu cred că mai e nimeni, nu. Eventual, dacă a mai apărut vreun Porto pe aici, dar... Nu. Da, era Porto, dar Porto n-a vrut să mă scoată, ca idee. Am înțeles. Așa. Păi nici eu nu vreau să scot, vreau doar să vorbim. Ok, da. Să vorbesc un pic cu el între patru ori. Vorbiți între patru ori, dar cu scuzele astea. Dă-i niște galbeni, mai galbeni. Domnul Sinner, dar ce să fac cu galbeni aici în legatul burgerilor? Bă, corect. Bă, what? Ce? Bă, ce cauți aici? Ce se întâmplă? Scoate-mă. Băi, ce pute! Stai. Porto? Stai. Da? Trebuie să vorbim. Mă, tu sunt WC-ul aici. E Porto, poți să mă scoți? Asta. Nu ieși acum. Ok. Doamne, băi, ce mi-a dat? WC-ul meu. Bine. Mi-a dat cartea de teleportare. Mi-a dat gaze acel burger. Bă, mulțumesc frumos. Nu se trage apa. Gata. Ok. Oi fi obosit. Poate sunt eu prea paranoic, dar Cuza nu a venit aici doar să vorbească cu tine. Ba da. Uite, o să plece chiar acum. Fii atent. Stai. Îți dau cartea mea. Și îți promit că nu are cum să iasă de aici. Îți dau cartea mea cu vrăji. Uite, pe bune, da, dă-i cartea. Dă-i cartea. Poftim. Domnul Ase. Să plecăm de aici, mi-o dai înapoi. Nu am hârtie. Ok, mă duc să ți aduc niște hârtie. Te rog. Cuza, te rog frumos să pleci tu și poți să-l iei pe Porto cu tine dacă tot pleci, te rog. Da, o să le. Băi, aici nu-i loc de pescuit. Sunt bine, Cuza, ne auzim noi, da? Ne auzim. Ok. Nu știți nimic, domnul Sinner. Nu. Porto. Ce faceți aici? Mă duc să-ți aduc hârtie. Pescuiesc. Da. Cuza, te rog frumos să le iei pe Porto și... Avem magiile, fraților. Vă rog frumos să plecați până mă întorc, vă rog. Okay, tu nu. Da, nu, păi n-am unde să plec. Unde vrei să plec? Eu vreau hârtie, aștept hârtie. Dacă pleci, să pleci cu tot cu WC-ul. What? Dar n-ai cum tu să pleci dintr-o închisoare de bedrock. Da, corect. Haideți jos. Ia poți să iau asta? Mergem jos. Ați așa să vă iau în brațe. Plecat? Pleca, bă. Bun. Trebuie să aștept să iasă din castel și să-mi iau itemele. Domnul împărat! Domnul fost împărat! Unde-i mei? Băi! Oh my god! Unde-i ghiozdanul meu? Bro, unde-i ghiozdanul? Mi-a luat cineva ghiozdanul. Opa.
Armură? What? Ce armură? Mă caută? Dar unde mi-e ghiozdanul? Bro, aveam un ghiozdan. Mi s-a luat ghiozdanul. Spate aici? Opa, fii aici. Bă, cred că e aici. Pot să mă teleportez? Ah, pot să sparg. Ia stați. Hey, m-am teleportat. Uite ghiozdanul! Ăsta e al meu? Nu, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ăsta e, ok? Ok. Doamne, sunt preot. Bă, mi-am recuperat itemele, cred. Și sper. Dar mai aveam niște iteme. Unde sunt, frate? Bă, cred că... Asta se crede că am plecat. Oricum pot să scap oricând. Safe. Armuri. Dar unde sunt itemele? Ah. Oooo, mamă, ce-am găsit. Shield. Mamă, perfect. E absolut perfect. Se iau ăsta? Bă, asta cu putem să coborâm cu ea. Deci cu aia putem să coborâm. Mamă! Bă, sunt destul de puternic acum. Adică aș putea să fac cam ce vreau eu. Să-l aruncăm pe Ase? Îl aruncăm pe Ase de aici. Fiți atenți. Domnul Ase, mi-ați adus cumva hârtie? Ce se... Bă, spreau... Da. Ce ai făcut tu? Ce ai făcut tu? Stai puțin, pune-mă bine, la loc. Bine. Ok, ai un minut să pleci de pe insula asta, ok? Nu o să, fii atent, îți garantez că eu nu plec de pe insula asta, dar tu nu mai ai voie să calci aici, eu îl aștept doar pe Luca, ok? Lasă tu aia acolo, că n-ai ce să-mi faci. Crede-mă. Am vrut să fiu de... Bă. Ai 3, 2, da, plec, 1, gata. Secunde. A plecat. Ok. Bun, hai să căutăm... A plecat. Eu l-aștept pe Luca. Bă, știi ce? Chiar vreau să l-aștept pe Luca, dar unde este... unde sunt restul itemelor? Ok, deci am făcut rost de eșarfă? Unde mi-e eșarfa? Mai era o eșarfă? Era o eșarfă pe aici? Uite, ok, am găsit eșarfă. Am găsit și un totem. Bă, o să iau totemul ăsta, știi ce? Cred că chiar am nevoie de totemul ăsta. Dar mi se pare că îmi lipsesc din iteme. Cred că am lăsat și acasă din ele. Ia să vedem, poate aici. Deci am găsit și itemele. Ok, astea erau toate arele mele. Ăsta nu știu de unde e, dar o să-l păstrez. Astea sunt toate itemele mele, fraților. Cartea mea veche. Armura, bă, deci efectiv astea sunt. Mamă, tare rău. Bă, e mai... Wow, e mai bună asta decât ce am eu. Interesant. Bă, am făcut rost de toate itemele. Acum va trebui doar să mai așteptăm pe Luca. Mi-a zis că ar trebui să vină, gen. Mă, ce se întâmplă aici cu tentaculele astea? Bun. Și o să mă bag înapoi în celulă. Doar că, ce nu știe el... Este că eu am insane de multe lucruri. Gata. Trebuie doar să ascundem asta. Bun. Nu o să pun armura pentru că vreau să-i dau impresia că el a controlat situația asta, dar nu prea a controlat-o. Dar știți care e chestia? Bă, stau să mă gândesc și într-adevăr s-ar putea să fie o propunere bună. Adică el să se ocupe de împărății, dar aș avea niște condiții. Am în cap niște condiții. Ok, o să-i las împărăția, să zicem că, vezi, Doamne, el ar fi un împărat mai bun. Dar aș avea niște condiții, gen. Aș avea condiția de să păstrăm numele regatului Artopia și cred că să fiu mâna lui dreaptă. Cred că astea ar fi condițiile. Deci astea ar fi unele dintre condiții. Luca! Ce se întâmplă? Alo? Ia! Luca! Mă, ce? Sinner? Stai, ce, nu ziceați că... Mă, ce? Bro, Asti, nu știu. Mă, ce se întâmplă? Stai că nu mai înțeleg nimic, Ase? Ok. Stai că eu sunt foarte confuz în secundă bă, de față. Bă, să știți că Ase... Un scaun? Bro, are nu-i o toaletă, Luca. Ce? O toaletă? Cine ți-a dat o toaletă în închisoare? Asta cred că explică multe, nu? Am primit un burger de la Ase. Bă, măcar e ok că ți-a dat mâncare, dar totuși, de ce ai o toaletă și bă, de ce toată lumea zicea că ai evadat, că ce se... Nu știu unde e Ase, bă, abar Ase, n-am. Bă, Ase, Ce s-a întâmplat? Ase, pleacă Ase. Nu, vreau să plece, că vorbesc eu cu ei. Ok, spiritul anu Ase, puteți să plecați. Știi ce se întâmplă dacă nu pleci. Ok. Ce se întâmplă? Că genul să te super pe el dacă nu pleacă.
Are sens, are sens locul. Da, 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 da. Ok, okay. Bă, vă așteptam, să știi că nu prea am dormit bine aici. A fost drăguța se că mi-a pus aici toaleta asta, că știi cum e. Dar să știi că nu mi-a adus hârtie, sunt cam murdar pe mâini. Salut. Ok, du-te în lac, du-te în lac. Am aici apă dacă vrei să te speli. Nu, cred că vrea nimeni să se spele la deci suntem... ok, deci suntem doar noi trei, nu? Da, de ce? Lasă Sabia. Lasă Sabia jos. Stai. Loca? Apropie-te de mine, te provoc. Ți-l-a dat ase? Nu mi l-a dat. Hai, stai, stai. Loca? Bă, ce-a făcut? Loca, au zis să mă apropie de el și-a plecat. Loca, dacă vrei chiar mi-e rău, Luca, mi-e rău. Gata. Hai să nu recurge la violență. Stai așa un pic. Bă, deci un singur job a avut tot regatul să nu iasă, să-l protejeze, să nu... Cum ai reușit să scapi? Spune tot. Bă, tu crezi că sunt destul de slab ca și rege, dar vreau să te anunț că acolo, nu vreau sunt... să folosesc asta pe tine. Sabia asta e cât tine de mare. Bă, am o putere pe care... nu știu dacă... ați vrea să o folosesc, e cu niște tentacule. Nu-mi place puterea aia. Okay, vrei să o folosesc aici? În niciun caz. Nu, cred că nu e cazul. Bun. Doar spunem cum ai reușit să scape. Asta e primul lucru. Chiar nu vreau să zic. Aș vrea să vorbim frumos în acest castel, dacă se poate. Să știi că nu prea mi-a plăcut cederea. Adică a fost destul de rece acolo și nu prea am putut să mă odinez, sincer. Dar aș vrea să discutăm puțin. Ok, nu e deloc ciudat că a făcut rost de armură și a ieșit din închisoare și acum are putere. Da. Și totuși suntem 2 contra 1 și totuși aș putea să scap pentru că... gen, am și o umbrelă și pot să ies și pot să... Cred că e de la Porto, Luca. Ok, bun, deci... unde... ce-a făcut, mă? Unde s-a dus? Bă, stai așa, vreau să vorbim, ok? Deci nu pleca... Bro, stai, că am ieșit din greșeală prin afară. Hai să luăm un loc să vorbim. Multă putere. Ok, deci ne prefacem că nu tocmai a ieșit din închisoare și acum stă să... Ok, bine, bă, nu mai zic nimic. Domnul Luca, vreau să zic că eu puteam să plec de mult, adică gen de câteva ore eu am toate puterile acestea și... am înțeles. Puteam să plec de mult, dar care era sensul? Adică tot trebuia să vorbim. Dar te supărai mai tare dacă plecam, deci... Bă, probabil mă cam supăram, apreciez că ai rămas totuși, exact, dar exact. Eu încă sunt neliniștit că vreau să știu care e faza și cum ai reușit să scap, dacă vrei să ne povestești. Sincer, e puțin irelevant cum am scăpat. Eu ți-am povestit, domnul Luca, eu sunt mai puternic decât crezi tu. Pentru că eu am cea mai mare experiență, mult mai multă experiență decât tine. Eu am fost rege în Ratopia, în Artopia, deci cumva eu am condus cei mai mulți oameni, dar... să știi că m-am gândit la propunerea ta, domnul Luca. Adică, am înțeles. Zici că poate tu ești mai potrivit, că ai face treabă mai bună, vrei să-ți iei okay, tu... Ok, știu practic... ce vrei să faci. Vrei să declar război, ok? Putem să facem asta. Am mai dus războaie, o să ducem și războiul ăsta. Dacă vrei să declar război, doar nu ne mai pierde timpul și gata. Doar spune eu. Chiar nu vreau să declar un război. Chiar... vreau să te las. Vreau să te las rege în Artopia. Stai un pic. Deci tu vrei să spui mie că tu mai ai stat o noapte întreagă într-o închisoare exact. De bedrock și acum dintr-o dată tu vrei... Nu, ceva se întâmplă. Care e planul tău? Ce pui la cale? Cum ai reușit să scapi condiții. Și de ce vrei să mă lași dintr-o dată să fiu rege? Păi, vreau să te las. De unde până unde vrei să mă lași? Deci vreau să te las pentru că, bă, într-adevăr, ai dreptate. Poate ești mai puternic și știi ce? M-am gândit puțin mai bine și pentru mine nu e atât de important să fiu eu împărat. E mai important pentru mine să ne întoarcem înapoi cu toții în Ratopia, ok? Asta e pentru mine mult mai important. Nu mă interesează că e portocală. Au! Bă, okay, nu e frumos să-i dai. Ok, pentru mine nu mă interesează cine e împărat. Eu vreau doar să lucrăm împreună cu toții să ne întoarcem în Ratopia, indiferent care este, practic, nu știu cum să zic, abordarea. Acum am și niște condiții, domnul Luca. Ați văzut, sunt destul de puternic. Okay. Sunteți mai mulți, într-adevăr, în burger, dar cred că putem să ne înțelegem de voie bună și să nu facem niște chestii urâte. Bă, nici eu n-aș vrea să fac război. Adică așa zic spus din prima de când am venit că noi puteam să facem un război dacă voiam și sunt destul de sigur că suntem destul de puternici cât să ducem un război. Acum, dar nu vrea nimeni să ducă nu știu dacă vrem să aflăm care e mai puternic neapărat, deci... Ok, deci, ești dispus? Vrei să ne cedezi, să fim regi, ne cedezi Artopia efectiv?
Da, dar cu niște condiții, domnul Luca și domnul Boto. Da. Vreau să luați un loc, dacă se poate. Ok, hai să auzim condițiile alea înainte. Bun, în primul și în primul rând, aș dori ca numele de Artopia să nu fie schimbat. Okay? Ok? Artopia vreau să rămână în continuare și voi să conduceți și Artopia și Burger. Ok, sunt de acord cu chestia asta, dar nu okay, vreau să schimbăm numele, pentru că, nu știu, e altceva când zici că, bă, am copilărit în Artopia, acolo a fost casa mea și pur și simplu ați venit voi... Artopia e domeniul trecutului, Burger o să fie peste tot, adică asta e planul, să fie... Da, dar e doar un nume, adică... Burger. Bă, e doar un nume, ok? Uite, putem schimba numele la Porctopia, dacă nu. Mă rog, nu mai contează, ok... Bine, să zicem că am acceptat chestia asta. Vreau să aud restul de chestii. Bine, hai zic că numele dă-l încolo. Vreau să aud restul de chestii. Ce propui în continuare? Ce condiții mai ai? Aș dori. Deci, în primul și în primul rând, am zis că scopul nostru, adică cumva și alianța noastră, de ce trebuia să fie, să ne întoarcem cu toții în Ratopia. Vreau ca tu să faci tot ce stă în putință, ca și împărat, rege, ce vrei tu să zici, să realizezi chestia asta. Crezi că poți să o duci până la capăt? Asta e planul de la început, adică nu știu despre ce vorbești. Ok, bun, asta am vrut să aud. Pentru asta am vrut să pun stăpânire pe Artopia. Poftim ca să le extindem casă. Pentru treaba asta. Am înțeles, mersi. Nu mai am cât aș da. Uite, mai am asta. Uite, mă, poți să-l ai pe al meu, Boto, că eu sunt deja un burger gen... Vezi că dă gaze, ai grijă. Da. Ok, bun. Și aș mai avea... E ceva dubios aici. Trebuie să vină o condiție ciudată. Ok, da. Te ascult. Condiția este ca eu să am grijă de Artopia cât timp tu nu ești în împărăție. Adică, eu practic să fiu mâna ta dreaptă și mâna stânga lui Boto, ca să fie corect. Are sens. Și cât timp voi nu o să vă mutați în Artopia, asta e clar. Adică o să rămâneți, aveți aici casele, aveți toate lucrurile. Cât timp voi nu sunteți în Artopia, eu cumva, te anunț pe tine, vin, îți spun, bă, uite, s-a întâmplat asta, a venit ăla, a făcut asta, chestii de genul. Practic, să fiu mâna ta dreaptă, să nu mai dai la o parte de tot. Deci vrei cumva să rămâi ca un fel de... Da, înțeleg ce zici tu. Totul să fii de comun acord, da? Da, clar, da, adică nu o să iau eu decizii singure. O să fii, ok, dar în continuare, dacă e orice chestie și orice decizie importantă, trebuie să ne raportezi. Adică... Clar, uite, chiar acum... domnul Luca o să... Ai dormit pe masă? Nu, mi-am scos coroana. Ce cap are. Da, mi-am scos coroana, domnul Luca. Și să știți că chiar m-am gândit și am deja în cap ce aș putea să fac în Artopia în timpul liber. O să vă povestesc eu mai multe lucruri în următoarele zile. Dar cred că ar trebui să vorbim și cu cetățenii, adică să le explicăm, să le zic că eu am venit și v-am acceptat propunerea, practic, să fie regulă, în continuare o să am grijă de ei pentru că mi-au fost dragi și așa mai departe, dar nu ca și împărat, pur și simplu. O să vedeți cum o să am eu grijă de ei. Ok, asta e foarte ciudat. Da. Pot să mă duc puțin cu Boto o secundă mai încolo să vorbesc două chestii? Da, sigur că da. Nu o să dureze mult, o să dureze doar o... Da, secundă. Da. Am plecat. Pleca până acum dacă era să plece. Ok, Boto. Bă, m-am blocat aici. Ok. Bă, o să vedeți. Bă, chiar nu se termină roleplay-ul aici. O să mai continue multe chestii. Chiar am niște idei mișto. A zis, e mult mai important pentru mine să recuperăm Ratopia, practic, decât... Ia stai. Stai că am eșarfa. Ai observat și-a dat și-o și armura, adică puteam să-i dau două bucăți la bot? Bro, cred că ar trebui să vorbim. Bro, au zis că au venit aici, deci asta i-au spus că au venit aici cu Uza și cu Porto, nu? Păi cine știu ce au vorbit? Ce s-a întâmplat? A venit cu Uza aici? Nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu știu povestea. Păi, hai să-l întrebăm și vedem atunci, că mie mi se pare ceva extrem de dubitat. Okay, ce să mă întrebați? Nimic. Domnul să vă binecuvânteze, okay, dragilor. Haideți să mergem să vorbim și cu restul. Ce părere aveți? Ok, mai avem câteva întrebări. Da, uite, nu, da, spuneți. Ok, primul și primul rând. Vrem și noi să știm acum cum ai reușit să scapi, mai exact. Adică cum ai făcut asta? Chiar vrei să-ți arăt? Da, chiar vreau să știu. Deci chiar vrei să-ți arăt. Ok, deci tu m-ai pus în celula asta, nu? Deci fix aici în celulă. Ok. Da. Eu am ieșit ceva de genul. Păi, ok, dar nu aveai, stai, n-aveai nicio carte la tine. Păi, domnule,
Domnule Luca, un vrăjitor niciodată nu-și dezvăluie secretele. Adică, stai un pic, deci, wow, stai, deci noi când ne-am luat itemele și a pus cartea acolo, ai două cărți la tine? Mereu? What? Domnul Luca, o să vă zic doar atât, cu ajutorul domnului poți să faci orice. Ok, bun, singură, okay, și totuși, da. Azi ne-a spus ceva cum că ai vorbit tu mai adineaur cu Cuza și Porto. Ce ai vorbit cu ei? Uite, dacă ar fi vorba să continuăm să fim de acord cu tine și totuși mai aduc aminte. Noi... Da, se puțin dubios, nu o să mint. Ok, bine. Dacă nu ți-aduci aminte, o să ne spui? Nu. Luca? Ok, bun, nu, stai două secunde. Ok, gen, o întrebare foarte, foarte importantă. Așa, alea erau toate cerințele, gen, ok, da, sunt o mai luăm de la capăt. Deci da, tu ai zis să rămână numele Artopia. Corect. Să rămâi oarecum un fel de mini rege în Artopia ta. Nu vreau rege. Nu. O să vezi, domnul Luca. Nu mai vreau să fiu rege. Nu o să mai am coroană. Vrei să ai grijă de oamenii tăi din Artopia. Exact, da, gen, da. Asta zice. Da, sub altă formă, domnul Luca. Sub altă formă, deci nu mai vrei să fii rege deloc. Nu, deloc, absolut deloc. Aha, și care mai erau? Mai erau condiții, nu mai știu ce condiții mai erau. Păi v-am zis să lucrăm împreună la planul acela, să ne întoarcem la Artopia. Da, corect, să facem, da. Și asta e tot, astea sunt toate condițiile, gen? Da. Wow, Luca, asta e noi armura noastră? Păi, era armura voastră. Da, i-am dat-o cadou, Luca. Nu i-am dat cadou, da. O furat-o, Luca, o furat-o. Da. Ok, știi ceva? Doar lasă-l, dacă îi place lui, lasă-l să o fure. Și asta e absolut tot, nicio altă schemă, nici nimic. Da, eu am încredere în tine, Luca. Chiar am încredere, Și s-a făcut preot. Și gen, gata, ne lasă-l tot? Da, poți să vezi, tinere Boto. Ok, și acum vrei să mergem să le spunem oamenilor? Am putea, okay, am putea. Ok, fii atent. Am și eu o condiție dacă facem chestia asta. Ok? Ok. Două condiții. Care e condiția? Două condiții. În primul rând, deci vreau să clarificăm un lucru și o să facem mai ulterior, o să facem un document în care tu ne dai drepturi peste tine la orice, adică tu, da, o să fii sub noi. Noi suntem regii. Sunt de acord. Ok, deci chiar nu e nicio schemă la mijloc. Ok. Hai să mergem jos, să anunțăm și pe restul. Stai, înainte de orice, ultima chestie. Încă o chestie. Deci nu vreau să spui nimic că ai stat la închisoare. Vreau să le spui că ai ce fost ai închisoare. Undeva ai fost undeva ținut bine și ai stat la biserică. Da, ai stat la biserică și acolo ăsta și te-ai gândit. Nu te-am ținut la închisoare. Da. Și le spui să aibă încredere în noi, celor din Artopia. Da, exact. Luca. Okay. Doar că cei din Artopia au plecat acasă. Mai okay, nimeni să... Putem să mergem la ei și să îi conving eu că așa este. Ok, hai să mergem. Hai să mergem să-i anunțăm pe cei din Burger, nu întâi? Poți să cobori sau vezi că ajut? Da, poți să cobori. Cu ajutorul domnului poți să faci orice. Bă, ce se întâmplă? Nu înțeleg absolut nimic. Ia, stai, cine aici? O, domnul Ase, prietenul meu. Ce faceți, domnul Ase? Ce aveți la față? Ce am la față? Boto, ce se întâmplă aici? Salut, tineri! Ok, o să ne... Tinere. Da, e foarte ciot. O să mergem. Să Cristian, trebuie să mergem cu... Aveți cam multe întrebări, domnul Ase. E mult de povestit, e prea mult. Mai e cineva în Burger care trebuie să vină? Nu știu, mai e cineva prin Regat? Ați mai văzut pe cineva spirituleanu? Uite, este cineva aici. Uite pe spirituleanu. Cred că a supărat-o cineva pe spirituleanu că nu i-a dat banii ei. Hai. Sau ceva de genul. Ok, bun. Suntem toți din Burger acum? Ok, haideți să mergem spre Artopia, nu mă întrebați de ce fostul rege al Artopiei cu noi, vrem să facem un anunț, am vorbit, am căzut de comun acord. Mă, dar ce haine are? Da, duminică. Pe dreapta, da, le-a furat, mă rog, nu mai contează. Ok, hai că o să te iau eu, dacă e. Haideți, ne vedem la castel. Ok, deci mergeți spre Artopia. Hai, ne vedem acolo cu toții. Ok, stai bine? E ok? Da, e perfect, absolut perfect. Vrei ceva de băut, de mâncat, ne oprim la un drive-thru, un flight-thru, ceva? Nu, cred că vreau doar să vorbesc cu foștii mei cetățeni, practic.
să te nimeni. Și să le spui ce mai exact, că de curiozitate. Am ales altă cale. Am înțeles. Și că tu o să conduci de acolo. Și sigur nu e vreo capcană, nu? Ce adică... capcană? Puteam să plec de mult. Da, dar poate ai rămas fix pentru a face o capcană. De unde știu eu că nu e o capcană toată chestia asta? Nu, era păcatul meu dacă făceam așa ceva, așa că cel mai bine alegem această. Ceva de genul. Nu se cuvine da. Acest lucru. Tu mereu ai fost așa ciudat? Orele alea în închisoare chiar mi-au dat de gândit și m-am schimbat. Am primit și o cruciuliță, nu știu dacă ai văzut cruciulița mea. Cred că te vedeam mai devreme cu ea. Da, am o cruciuliță, uite, chiar poți să o vezi acum. Ok, ține-te bine că aterizăm, puneți centura pe cap. Ușor, stai așa că ușor, nu știu cum se pilotează asta, oleu. Stai din așa. Păcate n-avem o pistă de aterizare aici. Stai liniștit că ne descurcăm, suntem băieți mari, uite, e un direct. Gata, așa. Domnul Șoc, bună ziua. Să trăiți, ia vedem pe cineva m-a dus. Bună ziua. Vă rog să lăsați armele. Fără arme, domnul. Uite, vedeți, v-am spus că e bine, regele vostru. Ce ziceați voi? Aș vrea să îndepărtăm cu toții armurile și să ne vedem. Da, ca? Stați un pic, de ce nu mai aveți cu armă? O să vă explic imediat. Ține asta. Ok. Nu o să atace nimeni. Nu o să atace nimeni, așa că cel mai bine și pantofii. Eu am aici un talisman norocos, atâta vreau să țin doar în cazuri extreme. Da. Bun, domnul Luca și cu mine am dorit să vorbim cu dumneavoastră și vreau să vă ofer o explicație de ce am fost plecat, pentru că am fost într-o mică excursie cu el și am fost bine, adică am fost la o biserică, mi-au arătat o biserică în Burger, o biserică foarte frumoasă. Biserica lui Boto. Da. Și mi-au oferit această cruciuliță, dacă vedeți. Da, și în timpul ăsta am primit și această costumație. Da, i-am dat noi cadou. De la Burger, da. Da, okay. Și haide să vă povestim cel mai bine la sala ședințelor. Hai, da, sala ședințelor. Corona, nu mai am nevoie de ea, o să înțelegi de ce. Nici ochelari. Domnul Portocală, unde e? Ați adus pe toată lumea din Artopia care este acum în regat? Lipsesc de la noi, Luca. Uite pe domnul Oase. Unde este domnul Rio? Este aici. Sunt aici. Ovidiu este aici. Oana? Da, ok, o să-i povestim și ei. Haideți, tinerilor, să intrăm cu toți în castel. După voi, vă rog, după voi. Trebuie cineva să meargă după Cristina să o ajute. Am portocale aici. Cine ar putea să meargă? Portocale aici? Portocale unde e? Portocale în baie. Nu. Ce se întâmplă aici? Bă, ce are, bă, porcul ăsta? Ok, hai că aici am luat. Domnul Portocale? Închideți ușa după dumneavoastră. Închideți ușa. Doamne, ce facem aici? Ce faci acolo? E baia aici, scuze. Da, era închis. Bun, luați un loc, vă rog frumos, regii, să se ia un loc. Regii? Da. Regii din Burger. Da. Dar nu au coroană. Păi... Uite, avem, da. Da, o coroană. Da, uite, e fix aici. Okay. Adică. Vreau să știu ce caută acest porc aici. Sunt doi porci. Poftim, ce ai spus? E coroană urâtă? Nu. Cumva ne-a făcut porci? Cum adică ce caută porc aici? Adică noi suntem porci? Nu. Bun. Cred că putem să trecem la subiect. Mai așteptăm pe cineva? Ok. Noi aveam vreo două persoane, cred că, de prin Burger, dar... O să prindă pe parcurs, cred că cel mai bine. Era fosta ta. Ce? Mă, ce s-aude? Ok, hai să trecem la subiectele importante. Ei bine, dragi cetățeni ai Artopiei, din momentul de astăzi eu nu mai sunt împăratul vostru. What? De ce? Am luat o decizie împreună cu domnul Boto și cu domnul Luca ca ei să conducă împărăția Artopia și regatul Burger, păstrând numele de Artopia, ei având grijă de noi, aducând resurse, materiale, tot ce trebuie, luând deciziile importante, iar eu o să am grijă de voi pe partea spirituală. Dragi prieteni, așa că... Domnul Sina, pot să vorbesc și eu un pic? Da, spuneți, vă rog. Așa, o să încerc să vorbesc eu ca să vorbesc mai pe românește. Mă, ce are porcul ăla?
noi suntem noi regi și bine, bine ați venit aici, o să avem grijă de voi și el e preot. El vrea să fie preot, nu mai vrea să fie rege, gen. Am un cadou. Și ați admis faptul că biserica dumneavoastră este o biserică, de fapt. Exact, domnul Cuza. Și după noaptea petrecută, după noaptea petrecută în biserică, m-am mai gândit mai bine și cred că asta este chemarea mea. Luca, lasă porcul, lasă porcul. Ok, scuze, scuze, nu știu. Acum putem să mergem să ne rugăm, nu? Deocamdată biserica nu este gata. E închisă. Da, este închisă. Da, și presupun că, da, noi avem, oricum aveam același scop, deci nu o să se schimbe foarte multe pe aici. Practic noi avem același scop ca și voi, să recucerim Ratopia, să facem o pace mondială, doar că, practic, de acum încolo veți fi conduși de către mine, Boto, ne vom împrieteni, toate regatele. Păi dar... și am o întrebare. Ok, ascult. Vă mutați aici sau? Nu. Eu sincer noi personal o să rămânem acolo la în regatul nostru, da. Dar dacă cumva cineva din regatul Burger vrea să se mute aici sau cineva de aici vrea să se mute în regatul Burger, la biserică. Primul meu plan ca și rege, adică planul nostru al meu și al lui Boto, va fi să fac Boto vino mă încoace aici, da, că da, știi da. De ce? Vino încoace. Așa. Primul nostru plan ca și regi, da, el e mai rușinos, așa eu de obicei vorbesc, el doar se uită și strică chestii de obicei, mă rog. Ideea este că o să facem un tunel, o să ne apucăm chiar astăzi de tunelul ăla și vrem să conectăm foarte, foarte frumos toate regatele, toate cele două regate, practic, adică Burgerii și, bine ai venit, Cristina, puțin întârziată. Bine v-am regăsit, mi-am rupt piciorul pe drum și... Să știi că ar trebui să scoți armura. Sunteți bine? Da, să scoți armura, că aici e... Da. Trebuie să faceți o vrajă să o vindecați. Exact, domnul preot, vă rog, frumos. Sigur că da, dacă puteți să vă ridicați de pe... Da, stați așa. Ok, ce așa, se întâmplă aici? Dați-i, Gata, piciorul este vindecat. Okay. Mulțumesc, gata. Okay. Am folosit puțină magie. E perfect, ok. Luca? Bun, și ideea este că... Bă, taci, mă. Am vorbit cu fostul vostru rege, Sinner, și o să păstrăm toate tradițiile Artopiei și, practic, nu o să se schimbe mare chestie, doar că noi o să mai decidem când se mai întâmplă multe chestii. Vă rog frumos, comportamentul. Ok. Da. Și practic el va fi aici să aibă grijă de voi, el o să ne pregătească pentru război spiritual, o să ne facă chestii să fim protejați de acolo, de sus. Da. Și toate chestiile astea. Și nu știu de ce porcul ăsta s-a pus pe... Da, cred că el e nou regi, gen. Nu știu ce se întâmplă. Cred că fuge de miros. Da, cred că a speriat porcul, gen. Mă, ce se întâmplă? Încearcă să pleci puțin de acolo, că se extinde mirosul și nu-i bine. Cred că putem să continuăm afară. Hai să continuăm afară, că baia asta nu prea trebuia să fie aici. Da. Mamă, ce bine miroase. Altă viață aici, da. Aer de munte, cum s-ar zice. Așa e, așa e. Mare unire între Artopia și regatul Burger. Asta se putem să zicem că e mica unire, o să fie marea unire când știi tu ce o să se întâmple. Corect, când o să fim cu toții una și același regat și o să fie totul bine, atunci cel mai probabil o să fie o marea unire. Știți cu toții că scopul nostru este să unim toate regatele și să fim doar unul singur și ăla este Burger sau Ratopia sau cum vreți voi să ziceți. Nu contează. Contează să ne unim. Yeah! Ok, altceva? Dăm banii mei! Yeah! Deci pe portocală. Portocală, ce zici? Nu. I-a spus cineva ce se întâmplă sau? El are regatul lui. Nu cred că le interesează, sincer. Ok, da. Oare ar fi trebuit să vorbim și cu el, Luca? Nu. Are probleme cu burta. Știi cum miroase la el acum? Nu vrei să știi. Cred că ar trebui să nu vorbim. Cred că chiar nu vreau să știu. Nu. Chiar nu vrei să știi, crede-mă. Nu vrei. Adică gândește cum mirosea în castel plus 300 de porci. Oh my god. Da. Uite, avem și închisoare dacă este nevoie. Avem și noi închisoare aici. Pentru mine informația asta, chiar nu cred că sunt atât de curios să văd ce se mai întâmplă cu portul ăla, să las acolo. Și totuși cu Burgeri cum rămâne? Că era vorba că dacă o să ne aliem, avem și Burgeri. Haide să mergem la Han să vedem. Uite, la Han. Are domnul Șoc niște burgeri, uite. Da, Șoc. Ia să vedem dacă găsim la Han niște... Nu știu dacă mai are Oana ingredient. Să vedem. Nu mai e nimic la Han, a plecat Oana după ingrediente. Ia să vedem dacă găsim.
Opa. Nu mai e nimic aici, a plecat Oana după ingrediente. Ba da, am mai găsit 20 de burgeri. Ba, sincer, da, halul ăsta e cea mai șmecheră chestie. Da, 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 da. Eu o să vin un fiecare. Stați la rând, vă rog frumos, la rând, la rând, la rând. Cine dorește un burger? Stai mă, ăsta e prea un burger, ce se întâmplă? Luca, ia loc. Ne pune vin din loc, vă rog frumos. Pe unde să iau? Gata, am luat un loc. Domnul Luca. Oh, să trăiți. Doi pentru mine, vă rog. Eu sunt bucătarul. Aveți grijă cu silueta, domnul Boto. Iau deși pe bucătarul. Mulțumesc. Așa, domnul Șoc, aveți. Domnul Cuza, aveți grijă că v-ați cam îngreșat în ultima vreme. Așa, rugăciunea, vă rog frumos, copii, înainte să mâncăm. Foarte frumos. Da, da, închinați-vă. Poftiți domnul Ovidiu. Domnul Asa, îmi pare foarte rău pentru ce am făcut Ratopia. Da. Okay. Poftim la toată lumea. Și presupun că asta e unirea. Adică bine ați venit în burger, bine ați venit în Artopia, toată lumea, luați-vă noi un braț. Nu cred că o să venim prea des în burger, dar să știți că am vrea un tur când o să aveți timp. Acum cred că sunteți destul de ocupat. De ce să nu veniți? Sunteți mereu primiți în burger. Adică eu da, o să mă mut. Poate când terminăm tunelul și o să putem să ne deplasăm mult mai bine. Bă, o să tunelul va fi gata în cel mai scurt timp, crede-mă că asta super. E prioritatea mea numărul 1 și aș vrea și eu să întreb dacă am terminat aici, mai e ceva de vorbit, domnul Sinar? Nu. Sau nu. Asta a fost fain? Asta chiar... a fost tot? Gata, da. Gen, gata. Okay. Am o singură, cum să zic, ce drăguț! Ce se întâmplă aici? Da, să știți că am uitat să vă zic, chestia asta e la ordinea zilei, adică... Asta se întâmplă de obicei. Da. O să ne obișnuim. Așa, sugestia mea este în felul următor. Dacă puteți să începeți tunelul chiar de aici, dacă puteți să veniți. Eu am început. Eu vreau să întreb de unde, dacă aveți vreun tunel, că am înțeles că și voi aveți niște tunele. Da, aia voiam și eu să întreb. Da, veniți pe partea dreaptă, partea dreaptă. Hai că ne împingem cu toții. Nu se mai trece dreapta aici. Mamă. Era să-mi cac, să-mi spart capul. Mamă, dar nu e lumina aici. Așa că vin și eu acum. Gata? Am ajuns. Bun. Aici este fostul tunel spre Cartopia. Da. Care nu mai funcționează pentru că nu mai există Cartopia. Nu funcționează, ok. Dar de aici puteți să începeți. Adică aici să se întâlnească practic. Să facem aici. Păi stai, dacă noi mergem cu ăsta încolo, se duce în direcția opusă. Nu cred. E bine? Nu cred. Regatul burger e... Putea folosi o parte. Da, cred că merge folosit o parte. Bă, totul mi-a luat. Hai Luca, împinge-mă! Ok, gata. Stați așa. Dai-ne! Totuși suntem aici, nu vreți să vă arăt ce a mai rămas din Cartopia, că e aproape. Păi nu mergem în partea aia, gen cu astea? Ba da, hai! Hai Luca, împinge-mă, Luca! Dă-i, Luca, hai! Hai, turbopin, haide! Da, ajungi mai repede pe jos. Bă, Luca, ei merg mai repede ca noi. Este Cartopia aparent? Ce era în Cartopia, poate vrei să întrebi? Ce s-a întâmplat aici? E, m-am ocupat eu, dar au fost niște păcate amărâte pe aici, da. Băle! Ai, de viața mea! Ați exorcizat păcate. Ce frumos. V-ați rugat după ce ați... Bă, ce se întâmplă, da, m-am spovedit după ce s-a întâmplat asta. Deci aici a fost ăla cu cartofi. Uite câți cartofi! Bine, bă, unde și mie cartofi? Puteți să luați cartofi, că nu mai stă nimeni aici. Mă, cartofi! Ce problemă, băi, uite-te și tu, sunt buni! Tot ce a mai rămas este acel semn cu cartoful. Da. Uite, mă, câți cartofi aveau ăștia, ești nebun? Am luat 20 de cutii de cartofi, respect. Da, puteți să mai luați de aici. Păi și unde? Ăsta-i cartoful ăla. Da, asta era cartoful, dar nu mai locuiește nimeni aici, pentru că ei s-au mutat în Ratopia. Deci, stai, deci ăștia cu cartofii sunt acum Ratopia? Practic deci înseamnă că și ei s-au unit cumva. Da, încearcă să pucerească Ratopia, nu știu ce se întâmplă acolo, chiar n-am mai fost. Deci e altfel de unire. Deci, practic, în secundă, tot aliaz, da, ceva de genul. Domnul Sinner, deci în secunda de față... Noi, practic, din regatele pe care le știu eu, nu știu că știi tu alte regate. A fost regatul animalelor. Noi versus Ratopia acum? Păi da, regatul animalelor e cu Ratopia și acum Cartopia e cu Ratopia. Deci înseamnă că, stai, suntem doar noi, adică burgerii. Care da, s-a... Ei nu sunt cu Ratopia. Regatul animalelor nu mai există, este Ratopia. Cartopia acum. Și Cartopia haideți, domnul. Haideți, domnul. Haideți cu WC-ul. Bă, nu mă înțeleg, Luca. Eu vreau un desen, Luca. Eu vreau înapoi acasă. Luca, eu vreau un desen, că nu înțeleg. Păi nici eu înțeleg să... Bun, deci toată recomandarea este să folosim aici asta. Sau să ne ducem direct, gen. Am dus direct. Da. Ok, și mergem acasă.
Da, noi ne vedem de ale noastre. Eu o să se ocupe de tunel pentru că sunt regi și regii așa fac până la urmă, nu? Da. Și noi stăm pe spate. Cred că o să mergem. Zice, ce mergem apoi? Ce faceți, bă? Domnul Luca, să știți că o să-mi iau un concediu, deci să nu mă căutați următoarele zile. Bă, da, ce nu o să mă caut, eu o să-mi văd ale mele pe aici. O să mă duc să citesc Biblia. Bă, ce se întâmplă aici? Bă, gata, am plecat. De ce am cartofi în mână?